ea să fie schimbată și să așeze în noi gândul Domnului Hristos. Cântărește somnul pe care l-ai ales și te rugăm, dă-ne o minte curată, limpede, pentru ca să putem să înțelegem aceste lucruri și să se întipărească în mintea noastră. Ne credem în Tine și în puterea lucrării Tale de a schimba viața omului și vrem ca noi să fim primii care să fim schimbați, iar prin privilegiul pe care Tu îl oferi, să putem să schimbăm viețile cât mai multor oameni. În numele și în meritele Domnului Hristos te-am rugat toate acestea și Ți mulțumim. Amin. Amin. Good morning. Bună dimineața. I have to look at the clock to determine was it morning. Trebuie să mă uit la ceas ca să-mi dau seama dacă e dimineața sau nu. I guess it depends on where you live. Depinde unde trăiești. What I want to look at, and I doubt if I get a chance to get all the way through this, but I want to introduce the human X-ray. Aș vrea să începem un subiect și mă îndoiesc că îl vom termina acum, că vom avea ocazia să-l terminăm acum, despre radiografii la oameni. This is the study and recognition of disease. Acest studiu este despre cum să depistezi boala. What I have done over the years is to study the human body so in depth that I can see and identify problems without a person even telling me they got a problem. De-a lungul anilor am învățat să studiez organismul omului atât de în profunzime încât să îmi dau seama dacă are o problemă, dacă există ceva în neregulă în organism. And so there are physical things that I look for. Sunt anumite indicii fizice la care sunt atent. Since you may not have all the medical equipment to determine what is wrong with a person, you have to really become that equipment and see those problems. Pentru că poate nu veți avea toate echipamentele necesare pentru a depista o problemă, atunci trebuie să fiți voi înși vă echipamentul de depistare a problemei. Disease never comes without a cause. Boala niciodată nu vine fără o cauză. Every problem that we have was produced by a cause. Fiecare problemă pe care o avem a fost determinată de o cauză. The way it's prepared and disease is invited by a disregard to the laws of health. Calea este pregătită și boala este invitată prin nerespectarea legilor sănătății. So when you have a problem, it just didn't happen overnight. Dacă ajungi să ai o problemă, aceasta nu a apărut peste noapte. It's probably been developing over a long period of time. Probabil s-a creat sau s-a dezvoltat pe o perioadă mai lungă de timp. And when you have a problem, you should ascertain how and where it came from. Când ai o problemă, ar trebui să analizezi și să-ți dai seama de unde a venit problema și cum. To know how to really treat disease, you have to really understand the language of disease. Pentru a ști cum să tratezi boala, trebuie mai întâi să înțelegi limbajul bolii. Everything has a distinct sound. Fiecare lucru are un sunet distinctiv. And it has a way of communicating. Și are un mod de comunicare. But we have to train ourselves to listen, to see and how to feel. Dar noi trebuie să ne educăm pe noi înșine să ascultăm și să simțim. These are the three fundamental principles of recognizing disease.
Să ascultăm, să simțim și să vedem. Acestea sunt cele trei principii fundamentale ale depistării bolii. If you try to see with your eyes, you will never be able to see. Dacă încerci să vezi cu ochii, niciodată nu vei putea vedea. You see with your mind. Ci trebuie să vezi cu mintea. And so by knowing that, you will not be handicapped to depend on your eyesight to see. Știind acest lucru, nu vei fi într-un fel făcut invalid să depinzi de doar de simțul văzului. It is the same with hearing a sound. La fel și cu a auzi un sunet. If you depend on your ears to hear a sound, dacă depinzi de urechi pentru a auzi un sunet, you will never be able to hear. Niciodată nu vei putea să-l auzi. Not to feel. Nici să simți. And so what I try to do, I try to train my body not to depend on those things like seeing, hearing and feeling. Eu încerc să îmi educ organismul să nu depindă de aceste simțuri, de văz, de auz, de simț, de pipăit. And it's a very uncomfortable process because a lot of times I can pick up problems in people and since I'm not a big talker, I don't want to say anything. Și acesta poate fi un proces destul de incomod, pentru că adesea sesizez unele probleme la oameni, le văd că au, văd că au probleme, dar pentru că nu sunt obișnuit să vorbesc foarte mult, nu spun nimic. And people always ask me, how do you know all of that? I don't really know it. Your body is talking to me. Și oamenii mă întreabă, dar cum ți-ai dat seama de acest lucru? N-am știut, ci pur și simplu organismul tău mi-a spus, mi-a vorbit. Drugging is the order of the day. Medicația este la ordinea zilei. The average physician thought of no other form of treatment and the public have grown so used up to the idea that health could be bought in a bottle. Medicul obișnuit nu se poate gândi la nicio altă formă de tratament și publicul a ajuns să se obișnuiască cu ideea că sănătatea poate fi cumpărată la flacon. This applies to allopathic medicine and natural medicine. Acest lucru se aplică în cazul medicinei aleopate, dar și naturiste. People think that if I can get a particular drug, it would cure me of my problem. Oamenii cred dacă pot să fac rost de un anume medicament, acesta mă va vindeca de boala mea. And they also feel if I can get a particular vitamin or a particular herb, that would heal me of my problem. De asemenea, ei simt că dacă ar putea obține o anume vitamină sau o anume plantă, aceasta i-ar vindeca de boală. All that herbs and vitamins is to do is to supply your body with something that you're missing. Tot ce pot să facă vitaminele și plantele este să suplinească în organism un lips pe care îl ai. The curing process has already been programmed in your body. Procesul de vindecare deja a fost programat în organismul tău. God took care of that. Dumnezeu s-a îngrijit de acest lucru. Our job is to supply the body with nutrients so that the body can do what it's supposed to do. Datoria noastră este să oferim organismului nutrienți pentru ca el să poată să-și poată face datoria, să poată face ce trebuie să facă. With only one way of curing disease, with only one way, doctors and practitioners feel there's only one way to cure disease. Medicii și cei din domeniul sănătății simt că există doar o singură cale de a vindeca boala. It never occurred to them that any other form of treatment was possible. Niciodată nu le-a trecut prin cap că ar mai fi și o altă metodă de tratare. The symptoms of the so-called disease was treated as disease itself. Simptomele ale celei așa zise boli au fost tratate ca fiind boala însăși. So the symptom became a disease. Deci simptomul a devenit o boală. But symptoms can never be the disease. Dar simptomul niciodată nu poate fi o boală. The symptoms is communicating to you that you got a problem. Simptomele doar îți transmit că ai o problemă. And the body is trying to find a way to heal itself of the problem. Și organismul încearcă să găsească o metodă de a se vindeca singur de problemă. If you treat the symptoms, dacă tratezi simptomele, you simply stop the body from trying to heal itself. Pur și simplu împiedici organismul să se vindece singur. Drug medicine is designed to treat the symptom. Tratarea prin medicație are ca scop doar rezolvarea simptomelor.
Natural medicine is to supply the body with essential elements and nutrients. Medicina naturistă vizează suplinirea organismului cu elemente esențiale și nutrienți. So that the body can have the vital forces to produce a cure. Pentru ca organismul să aibă forța vitală pentru a produce un remediu, o vindecare. The main object in the treatment was to smother and reduce the symptoms. Principalul obiectiv al tratamentului era să să reducă și să îndepărteze simptomele. You know, really what I'm really trying to say is this. Ce vreau să spun este următorul lucru. If you have a headache, dacă ai o durere de cap, you don't care where it came from. Nu te interesează de unde, ce a cauzat durerea de cap. You just want it to stop. Vrei doar să nu mai ai durere de cap. So you simply want the symptoms to be treated. Vrei pur și simplu să tratezi simptomul. And doctors have figured that out. Și doctorii și-au dat seama de acest lucru. If they can treat the symptoms, dacă pot trata simptomele, they will always have a lot of business. Întotdeauna vor avea mult de lucru. Because the body is designed to give you symptoms. Pentru că organismul este conceput în așa fel încât să îți transmită un simptom, to let you know something is wrong. Ca să îți spună, să îți transmită că ceva este în neregulă. God said he will do nothing unless he make it known to his servants. Dumnezeu a spus că nu va face nimic fără să descopere slujitorilor săi prorocii. And he has programmed this in our body. Și el a programat acest proces în organismul nostru. I insist that practically all disease were in reality a process of curative effort on the part of nature to right a wrong. Eu am insistat că practic toate bolile în realitate erau procese de procese ale eforturilor de curățare, curativ, de vindecare din partea naturii sau a organismului de a îndrepta un rău. So every problem you may experience, deci fiecare problemă pe care o întâlnești, o simți, is your body trying to fix the problem. Este încercarea organismului de a rezolva problema. If you interfere with this process, dacă cumva încerci să te interpui în acest proces, you will stop nature's process to cure you. Vei opri procesul naturii de vindecare. Anyone who understands the mechanism of a sneeze should understand the nature of such a disease. Oricine înțelege mecanismul unui strănut ar trebui să înțeleagă natura unei astfel de boli. The foreign matter is violently expelled in the process of sneezing. So is the waste and morbid matter expelled by the body in a set of symptoms noted by us in the many so-called diseases. Materia străină este scoasă cu violență sau scoasă foarte rapid din organism prin procesul de strănut. Tot așa și rezidurile și materia moartă este expulzată din organism printr-un set de simptome observate de noi în multele așa zise boli. When you sneeze, you are actually forcing out the bacteria, the disease matter, you're forcing it, casting it out of your body. Când strănuți, îndepărtezi sau elimini prin strănut bacteriile sau materia străină din organism. So when you cough and you sneeze, are you catching a cold? Când strănuți și când tușești, răcești? It's just the opposite. Este chiar opusul. You're getting rid of the cold. Ci când strănuți și tușești, scapi de răceală. So you hear people coughing and sneezing, they are getting well. Dacă auziți oameni care strănută și tușesc, înseamnă că ei se însănătoșesc. They're giving it to you because they don't want it anymore. Îți dau ție răceala pentru că ei nu o mai vor. So the next time you see someone coughing, data viitoare când vedeți pe cineva tușind, remember they're not catching a cold. Să nu uitați că persoana respectivă nu răcește, ci se vindecă de răceală. Așa ne vorbește organismul. Fiecare boală acută este doar o criză de vindecare.
a result of the body struggling to free itself from a load of toxic poison within. Un rezultat al luptei care se dă în organism de a se elibera de încărcătura de otrăvuri toxice din interior. So if you have a lot of toxin trapped in your body, dacă sunt foarte multe toxine în organism, and your body want to get rid of that toxic waste, și organismul vrea să scape de acele reziduri toxice, how will it get rid of it? Cum scapă de ele? Cum le elimină? Which way would the toxin come out? Pe ce cale ies toxinele? Spit it out. Prin fie le scuipăm. You would cough it out. Prin tuse. You would sweat it out. Prin transpirație. You would have a bowel movement and get it out. Prin scaun. Through all the channels of elimination. Prin toate canalele de eliminare. So if you break out with a skin rash, dacă faci o iritație a pielii, it is the body's channel of eliminating the waste out of the body. Acesta este canalul pe care organismul îl folosește pentru a elimina, pentru a elimina rezidurile din organism. It is not the body saying, I've just came down with a skin infection. Nu, organismul nu îți spune, tocmai am făcut o iritație a pielii, o infecție. It's simply saying the body's getting rid of the skin infection. Ci pur și simplu atunci îți dai seama că organismul încearcă să scape de acea infecție a pielii. When your skin was beautiful and smooth, când pielea era frumoasă și fină, with no evidence of a problem, fără vreo dovadă că există o problemă, that's when you had the problem. Tu, de fapt, atunci aveai problema. But when your skin become hard with a lot of rash, dar când pielea nu mai este la fel de fină, apare și o iritație, you're getting rid of the infection through the skin. Atunci organismul scapă de infecție prin piele. Every pimple or ball is evidence of the body throwing off these poisonous poison through the skin. Fiecare coș sau furuncul este dovada că organismul încearcă să elimine aceste otrăvuri prin piele. You remember the story about Hezekiah? Vă amintiți de povestea lui Ezechia? And how Isaiah took a lump of fig. Când Isaia a luat o mână de smochine. And laid it on his ball and he did recover. A pus-o pe rana care o avea el. Furuncul se spune aici și s-a vindecat. That boil was a life-threatening, incurable disease. Rana pe care el o avea era o boală incurabilă care îi punea viața în pericol. But we never think about a boil being life-threatening. Dar niciodată nu ne gândim că un furuncul ne-ar putea pune viața în pericol. So what type of boil was it that Hezekiah had? Ce fel de rană sau furuncul avea Ezechia? He had an incurable ball that was about to kill him. Era un furuncul, o rană incurabilă care avea să-l ucidă. But we have balls all the time and it only lasts a few days and it's gone and no problem. Și noi avem furuncul mai tot timpul, țin câteva zile, după care se vindecă și nu mai avem deloc probleme. Really what that ball really was a tumor. De fapt acel furuncul era o tumoare. And every bump on your nose, on your face, every bump or pimple, și fiecare coș de pe față sau de pe nas, has kinship to a tumor. Are o oarecare legătură sau este înrudit cu tumoarea. Every time I see a pimple, a boil on a person, a bump on a person's face, I know that person has the propensities of developing terminal cancer. De fiecare dată când văd, când observ pe fața cuiva un coș sau ceva care apare pe față, știu că persoana respectivă este predispusă la a face cancer. So what is the tumor? Ce este tumoarea? It's a lump of abnormal tissue and fluids. Este un ca o creștere sau un nodul de țesut anormal. What is a pimple on your nose? Ce este un coș care apare pe nas? It's an abnormal lump. With abnormal tissue and fluids. Este o creștere anormală cu țesut anormal și lichid anormal. If you had that bump on your nose, on your ovaries, dacă coșul care ți-a ieșit pe nas ar ieși undeva la ovare,
you would have an ovarian cyst. Atunci ai avea un chist ovarian. But on your nose it's just a cosmetic problem. Dar dacă apare pe nas, ai impresia că e doar o problemă care ține de cosmetică. But if that bump was in your, on your kidneys, dar dacă acel coș ar fi pe rinichi, you would have kidney cyst. Ai avea un chist la rinichi. Or liver cyst. Sau un chist la ficat. That makes a big difference. Asta face diferența. But it's the same problem. Dar este aceeași problemă. A load of toxic waste trapped in the body. O încărcătură de reziduri toxice care sunt în organism. Using the eliminatory system to get rid of it through the mucous membrane of the skin. Care folosesc sistemul de eliminare prin membrana mucoasă ca să iasă prin piele. A fever is the body's method of burning up waste. Febra este metoda organismului de a arde rezidurile. So now, the next time your child comes down with a fever, data viitoare când copilul face febră, and you make the statement, my child has come down with a bad cold. Și spui, copilul meu are o răceală foarte gravă. You don't understand the language of the body. Asta înseamnă că tu nu înțelegi limbajul bolii. Your child is getting over the cold. Atunci copilul se vindecă, trece peste răceală. You catch a cold in the summertime. Răceala se face vara. You get rid of a cold in the wintertime. Și în timpul iernii scapi de răceală. People don't believe this. Oamenii nu cred de obicei acest lucru. But in the heart of the summer, dar vara când e foarte cald, I can take a bucket of ice water. Pot să iau o găleată cu apă rece ca gheața. Tell you to take off your shirt. Să-ți spun să-ți dai jos tricoul. And I could throw that bucket of ice water into your back and chest. Și aș putea să arunc acea găleată de apă cu rece ca gheața pe spate și pe piept. And what would you do? Ce ai face? You would start shaking. Ai începe să tremuri. And you start respirating real strong. Și ai începe să respiri foarte repede. And if you're not careful, you might have to blow your nose. Și dacă nu ești atent, va trebui după aceea să-ți sufli și nasul. If you run real hard, dacă alergi foarte mult, sometimes your nose will run. Uneori observ că îți curge nasul. The mucus was there all the time. Mucusul era acolo tot timpul. It only need a change in the climate. Avea nevoie doar de o schimbare a climatului. From hot to cold. De la foarte cald la rece. In the winter time, your body, the climate is cooler. În timpul iernii, vremea, clima este mai rece. As the climate cools down, atunci când clima se răcește, your body heats up. Organismul se încălzește. This is how the body keeps everything in balance. Așa organismul încearcă să mențină un echilibru. It heats up from the inside out. Se încălzește din interior înspre exterior. So the body won't chill. Pentru ca corpul, trupul să nu răcească. This change in climate from hot to cold. Această schimbare a climei de la cald la rece caused the body temperature to come up. Face ca temperatura organismului să crească. And that stimulates the body to loosen up the mucus and cast it out of the body. Și acest lucru stimulează organismul să scape de mucus și să-l elimine din organism. The body naturally strives to keep itself clean and healthy, but we must learn to cooperate with the body. În mod natural, organismul se străduiește să mențină curățenia și sănătatea în organism, dar noi trebuie să cooperăm cu acesta. So the body have its built-in sanitation system. Organismul are propriul lui sistem de igienizare incorporat. And it will work to keep the body clean. Și va funcționa pentru a menține curățenia în organism. But we must learn to cooperate with the body. Dar noi trebuie să învățăm să cooperăm cu organismul. Now looking at this young man. Dacă ne uităm la acest tânăr. It don't look like he have a cold. Nu pare că are o răceală. But he had a cold all the time. Dar el avea răceala tot timpul. The little salt water and golden seal did not give him a cold. Puțină apă sărată și golden seal nu l-a făcut să fie răcit. The hot steam did not give him a cold. Nici aburul foarte fierbinte nu l-a făcut să fie răcit. It did not give him hay fever and cause his eyes to burn. Nu i-a crescut febra și nici nu l-a făcut să aibă usturime la ochi.
But it stimulated his body to recognize something was foreign in his body. Dar i-a stimulat organismul să depisteze că în organism era ceva străin. In the body's attempt to get rid of the golden seal and salt water in the nose. Organismul încerca acum să scape de apa sărată și de golden seal-ul introdus în nas. Well, it was a foreign invader. Pentru că era un invadator străin. It also got rid of everything else that was an invader in the body. Dar de asemenea a scăpat și a eliminat și alte elemente care erau invadatori străini în organism. All that old mucus that was in the system. Tot mucusul adunat acolo în organism was cast out. A fost eliminat. This concept that disease is a curative process. Acest concept care spune că boala este un proces de vindecare. Is nothing new. Nu este ceva nou. This was also taught in the days of Ellen White. Această idee era și în zilele lui Ellen White. She was a great advocate that disease is a friend and not an enemy. Ea susținea cu tărie că boala este un prieten, nu un dușman. Today we know this is correct. Astăzi știm că acest lucru este adevărat. And every advance in natural hygiene has emphasized this truth more and more fully. Și fiecare pas de înaintare în igiena naturală a scos în evidență acest adevăr mai mult și mai mult. But in Ellen White's day, it was such a revolutionary idea that it met with violent opposition on all sides. Dar în zilele, în vremea lui Ellen White, aceasta era o idee atât de revoluționară încât a fost întâmpinată cu o opoziție violentă din toate părțile. And particularly, of course, by the orthodox medical profession, as indeed it does today. Și în mod special, desigur, de către medici sau cei care lucrau în domeniul medical și erau conservatori ale acestei meserii, așa cum se întâmplă și astăzi. So the medical system do not agree with this concept. Sistemul medical nu este de acord cu această idee. That disease is a curative process. Că boala este un proces de vindecare. And disease is a good thing, not a bad thing. Și că boala ar fi un lucru bun și nu un lucru rău. And when a person comes down with cancer, that is a good thing. Când cineva ajunge să sufere de cancer, e un lucru bun. Because now the body is letting them know that cancer was existing before it had any evidence. Pentru că acum organismul îi spune omului că acel cancer era acolo în interior, dar nu existau dovezi exterioare. What makes it good? De ce este bine? Now that you know it, you can do something about it. Acum că știi că există un cancer, poți să acționezi. Now listen to this concept from Ellen White. Ascultați următoarea idee venită din partea lui Ellen White. The impurities of the body, if not allowed to escape, are taken back into the blood and forced upon internal organs. Nature, to relieve herself of the poisonous impurities, make an effort to free the system. Impuritățile din organism, dacă nu li se permite să fie eliminate, sunt introduse înapoi în sânge și obligate sau trimise forțat la organele interne. Natura sau organismul pentru a se elibera pe el însuși de impuritățile otrăvitoare, face un efort de a elibera întreg organismul. So nature will naturally try to eliminate the toxic waste in the system. În mod natural, natura va încerca să elimine toate elementele toxice din organism. If it cannot do that, dacă nu poate face acest lucru, the toxin is taken back into the blood. Toxinele sunt reintroduse în sânge. The blood circulate to all the organs. Sângele circulă și merge înspre toate organele. Then nature, to relieve herself of the poisonous impurities, make an effort to free the system. Apoi, natura, pentru a se elibera de impuritățile otrăvitoare, face un efort pentru a elibera organismul. This effort produces fever. Acest efort produce sau cauzează febră. And what is termed disease. Și ceea ce este numit boală. In other words, when we get the fever, we don't recognize it's the body's attempt to burn up the toxic waste in the system. Cu alte cuvinte, atunci când facem febră, noi nu ne dăm seama că organismul de fapt încearcă să ardă
substanțele, tot ceea ce este toxic și impuritățile din organism. So that makes a fever a friend and not an enemy. Tocmai de aceea febra este un prieten și nu un dușman. So how do you treat a fever? Cum tratezi febra? You take medication, you give them ice cold baths and you stop the fever. Iei medicamente, faci băi alternante cald-rece și oprești febra. Is that the right way to treat a friend? Asta este metoda cea mai bună de a trata un prieten? What is the friend trying to do? Ce încearcă să facă un prieten? It's trying to raise your body temperature. Încearcă să îți ridice temperatura corpului. It's trying to keep raise the heat in your body. Încearcă să mențină căldura din organism la un nivel mai ridicat. So that it can burn up the toxic waste in the system. Pentru ca organismul să poată arde toxinele din organism. So how do you help the body? Atunci cum poți să ajuți organismul? By simply giving a warm temperate bath. Făcând o baie călduță, caldă. And assisting the body by removing the toxin that is trapped in the system. Și ajutând organismul să elimine toxinele care sunt blocate în organism. You give him a cool enema. Se face o clismă rece. You sponge him down with room temperature apple cider vinegar. Se face o frecție pe piele cu oțet de mere la temperatura camerei. Now when you sponge them down with the vinegar. Când se face această frecție cu un burete și cu oțetul de mere, you have to check the temperature every 10 minutes. Trebuie să verifici temperatura la fiecare 10 minute. The enema and the vinegar sponge will take the temp down. Clisma și frecția cu oțet va reduce temperatura, va scădea temperatura. But in about 10 minutes it'll start coming right back up. Dar cam în 10 minute temperatura va crește din nou. You don't have to keep doing the enema. Nu trebuie să continui cu clisma, să tot faci clisma. But keep sponging them down, the whole body. Dar continuă să faci această frecție cu buretele pe tot organismul. And after doing that over and over again. După ce faci acest tratament din nou și din nou, the body will find a way to relieve the toxins. Organismul va găsi o modalitate de a elimina toxinele. And the fever will go down and will not come back up. Febra va scădea și nu va mai crește. Once again, knowing how to see means a lot. Din nou spun, a învăța cum să vezi înseamnă foarte mult. When you shake a person's hand, de exemplu, când dai mâna cu cineva, you normally just grab hold of their hand and you shake it and you turn it loose. În mod normal, prinzi mâna persoanei celelalte, strângi puțin mâna după care îi dai drumul. I don't shake hands like that. Eu nu dau mâna cu oamenii așa. When I shake a hand, I'm doing this. Când dau mâna cu cineva, îl prind, la sfârșit îl prind și de degete, verific degetele. And I'm checking the joints. Verific încheieturile degetelor. But I'm doing it so fast that they don't even know I did. Dar o fac atât de repede încât persoana nici măcar nu-și dă seama că am făcut. And I can pick up the calcium deposits in the joints. Și pot să-mi dau seama dacă sunt depozite de calciu în articulații. And that în încheieturi. That tells me something about that person. Asta mie îmi spune ceva despre persoana respectivă. Also, I'm checking the temperature. De asemenea, verific temperatura. The clamminess of the skin. Da? The wetness of the skin. Cât de umedă este pielea. And then when I look at a person's knees and I push my finger into it, if it stay indented, I know that person got inflammation and fluid. Și, de exemplu, dacă mă uit la genunchiul unei persoane și apăs cu degetul pe genunchi, iar degetul rămâne o ușoară gaură, îmi dau seama că persoana respectivă are o problemă, are lichid. Și știu că trebuie să elimine acel lichid prin reducerea inflamației. And by using a real strong garlic poultice, folosind o cataplasmă cu usturoi foarte puternică, the garlic can draw the fluid to the surface. Usturoiul poate trage lichidul la suprafață. And blisters. Și poate provoca, poate face să apară bășici. I can take a sterilized needle and prick those blisters. Iau un ac sterilizat și sparg acele bășici. And that can draw the fluid out. Așa putem scoate lichidul afară. When you look at that
You say, well, you got a spot on your face. Când te uiți la cineva și are așa ceva, spui, ai o pată pe față. But when I look at that, dar când mă uit la și văd așa ceva, I see a worm or a parasite on their face. Văd un vierme sau un parazit pe față. And this parasite is embedded in their tissue. Și acest parazit a pătruns până la țesuturi. I'm going to share with you what the Lord's servant said about a man had a swelling on his knee. Acum vreau să vă citesc ce spunea serva Domnului despre un bărbat care avea o umflătură la genunchi. He was so much better that he laid aside his crutches and attended to cooking as his best method. But this was too much, and the knee troubled him again. It was necessary to give him a thorough course of treatment. So we took him into our own house and gave him a constant care. There was a large swelling on his knee, which he called his egg. The swelling was open and it discharged freely, and from it was taken two pieces of bone. Se simțea mult mai bine și simțindu-se mult mai bine și a lăsat deoparte cârjele și s-a ocupat de gătit, așa cum fusese spus. Dar aceasta a fost prea mult pentru el și genunchiul i-a făcut probleme din nou. A fost nevoie să îi aplicăm un tratament foarte dur. Așa că l-am luat la noi acasă și am avut grijă constant de el. Sub genunchi era o umflătură mare pe care el o numea ou. Această umflătură a fost deschisă și a curs lichid de acolo, iar din umflătură au fost scoase câteva bucăți de os. This young man had a large blister on his knee, he called an egg. Acest tânăr avea o bășică mai mare sub genunchi, el o numea ou. After doing treatments on his knee, după ce a făcut tratamente la genunchi, they opened up the blister. I-au deschis bășica respectivă. Drained out freely the fluid that was in the blister. Și au tras tot lichidul care era acolo. And that freed him from his trouble. Așa nu a mai avut probleme. Așa a scăpat de problemă. That's what the garlic will do also. Asta face și cataplasma cu usturoi. But try not to do that on a diabetic. Încercați să nu faceți acest tratament la un diabetic. This young man had brain cancer. Acest tânăr a avut cancer la creier. And his mother wanted me to work on him. Mama lui a vrut ca eu să îl tratez, să lucrez cu el. But his daddy wanted him to go to the traditional hospital. Dar tatălui dorea ca băiatul să meargă la un spital. The daddy overruled and they took him and they gave him a lot of radiation treatments. În cele din urmă au făcut cum dorea tatăl și l-au dus la spital unde i s-au făcut foarte multe radiații la cap. It paralyzed him. L-au paralizat. And so after that, the daddy let the mother bring the son to my place. După aceea, tatăl a lăsat-o pe mama să aducă pe băiat la clinica noastră. On the top of his head, all his hair is burnt out. Pe vârful capului se poate vedea părul îi fusese ars. Where the radiation burned the top of his head. Din cauza radiațiilor. We will take him upstairs and give him a treatment. Îl duceam sus și sus la etaj undeva și îi făceam tratament. He's having grand mal seizures every hour. Avea crize de tip grand mal în fiecare oră. We found out that he had a lot of parasites. Am aflat că avea și foarte mulți paraziți. A lot of worms in his colon. În colon avea foarte mulți viermi. These were real long spaghetti-like worms. Erau niște viermi foarte lungi, semănau ca pastele. And so I put him on a parasite cleanse. Așa că i-am aplicat un tratament pentru a-l curăța de paraziți. For 3 days all he ate was garlic, onions and pumpkin seeds. Timp de 3 zile a mâncat doar usturoi, ceapă și semințe de dovleac.
And then I took him up and I injected some cow's milk in his rectum. Apoi i-am injectat, am introdus niște lapte de vacă în rect. Now those worms have been on a 3-day fast. Acei viermi postiseră și ei de 3 zile. Because they don't like wormwood and garlic and ginger. They don't like that. Pentru că lor nu le place usturoiul, ghimbirul. But they love cow's milk. Dar iubesc laptele de vacă. So when I put the cow's milk in his rectum, când am introdus laptele de vacă în rect, let's see what happened. Să vedem ce s-a întâmplat. Now I have him in the bed and he's laying with a black bag tucked up under him. Era așezat pe pat și sub el fusese pusă o pungă mare de plastic. Out of the feces, din fecale, long white worms came out. Au ieșit niște viermi lungi și albi. And the minute they hit the air, they was dead. Imediat ce au intrat în contact cu aerul, au murit. I got all as much of these worms I could out of him. Am scos cât de mulți viermi am putut din el. He stopped having seizures. Și apoi nu a mai avut deloc crize. Because those worms was causing his problem. Viermii erau cei care îi produceau probleme. And he had been packed up so bad with so much waste. Și fusese în el se adunaseră atât de multe reziduri. And these parasites can house anywhere. Acești paraziți pot fi găzduiți oriunde. They love a woman's breast. Le place foarte mult să stea în sân, la sân. Because they like little babies. Sunt ca niște copilași. They love milk. Le place laptele. In many cases, you become a surrogate mother for the parasites. Și în multe cazuri devii ca o mamă surogat pentru paraziți. And so, when that happened, that you get worms in your breast. Când se întâmplă acest lucru și faci viermi la sân, you gotta get them out. Trebuie să-i scoți. And the best thing I like is I like to take a garlic paste with olive oil. Îmi place să fac o pastă de usturoi cu ulei de măsline. And apply it over the area. Și să o aplic peste zona respectivă. And it will draw the worms out. Și viermi se usucă. That's not a pleasant sight to look at. Nu este un lucru plăcut pe care să-l vezi. Let's look at some other signs of disease. Să vedem care sunt alte câteva semne ale bolii. If you have dry, flaky skin on your lips. Dacă ai buzele uscate sau pielea de pe buze se cojește. This is a sign that you're suffering from dehydration. Acesta este un semn că ești deshidratat. If you have excessive facial hair. Dacă ai prea mult păr pe față. Unwanted hair, particularly along the jawline and the chin and the upper lip. Păr nedorit, în special pe linia maxilarului, deasupra buzelor. And this is talking about a female. Și aici se vorbește despre femei. Then you possibly have polycystic ovaries. Atunci probabil că ai ovar polichistic. If you have soft yellow spots on your eyelids. Dacă ai pete moi și moi galbene pe pleoapa ochiului. You know how people have this, like little raised spots right on the edge of the eyelid. Ați observat la unele persoane că au așa o mică umflătură pe pleoapă de culoare gălbuie sau albă? It is a sign that they have high cholesterol. Asta este un semn că persoana are colesterolul ridicat. Now I studied this just like an athlete practices playing soccer and football. I practice studying the human body. Așa cum un atlet exersează atunci când joacă fotbal sau alte sporturi, tot așa și eu am exersat în a studia corpul omenesc. When you have eye bags or puffiness under your eye. Dacă ai pungi sub ochi, it's a red flag for chronic allergies. Este un indicator al unei alergii cronice. When you have a discolored complexion. Dacă ai tenul puțin decolorat, lipsit de culoare. Even the slightest change may indicate that something may be wrong.
Chiar și cea mai mică schimbare poate indica faptul că ceva este în neregulă. Paleness could be a sign of anemic. Dacă ești palid, acesta poate fi un semn că ești anemic. A yellow tone could indicate liver disease. O culoare gălbuie poate indica o boală la ficat. A bluish tint on your lips and fingernail bed could indicate heart and lung disease. O culoare vineție sau albastră la buze sau la albul unghiilor poate indica o boală a inimii sau a plămânilor. So you can see that it's not that a person is smart, it's just that they're learning how to see and listen and feel. Puteți observa că nu acest lucru nu neapărat trebuie să fii deștept, ci trebuie să înveți să citești aceste semne, cum se simte persoana respectivă. If you keep having rashes and blotches on your skin, dacă tot ai iritații și pete pe față sau pe piele, you're probably having some type of a digestion problem. Probabil că ai niște probleme digestive. And you might have some celiac problem or autoimmune disease. Și poate ai o boală celiacă sau o boală autoimună. If you have a receding chin. Dacă ai bărbia sau ai gușă, ca un fel de gușă. Especially as you get older, your chin seems to recede a little bit. Recede like meaning it shrink up. Nu. Dacă pielea de pe bărbie se strânge, deci se micșorează bărbia. Along with traits like a thick neck. Împreună cu alte semne cum ar fi îngustarea gâtului. And a small jaw. Și maxilarul mai mic. This could be a sign of sleep apnea. Acesta ar putea fi un semn al apneei. A breathing problem. O problemă de respirație. If you have a horizontal line going right down between your eyes and your forehead. Dacă ai linii orizontale care se pot observa chiar între sprâncene și merg până la nas, it's a sign of digestional problems. Acesta este un semn că ai probleme digestive. If you notice wrinkles around your mouth. Slow down because they want to write all the symptoms and all right. I know I'm not going to finish this. I'll slow it down. Yeah. Just take your time. Okay. She said, okay. It's the boss said I can take my time. The horizontal line coming down the middle of your forehead. Da, deci o linie verticală care este pe pe față între sprâncene până la nas. Da, deci vedeți în imagine. Yeah, go on. It shows digestional problems. Arată că este un semn că ai probleme de digestie. Now everyone in here got problems. Cu toții care suntem aici avem probleme. You don't have to worry about all of us got some problems. Nu trebuie să vă îngrijorați, toți avem probleme. Aging lines around the mouth. Riduri în jurul gurii. The primary concern for many women is aging lines around the mouth, which can be caused by smoking. O problemă sau un lucru care produce multă îngrijorare în rândul femeilor sunt ridurile care apar în jurul gurii, care pot fi cauzate de fumat. As a person age, pe măsură ce o persoană înaintează în vârstă, the skin become dry. Pielea este tot mai uscată. And if you're smoking and you're doing your lips like this. Dacă fumezi și tragi din țigară cu buzele, deci tragi aer, these wrinkles will actually get indented around your mouth. Aceste riduri vor fi se vor întipări în jurul gurii. Și apoi va trebui să folosești un fel de balsam sau cremă pentru a nu fi atât de evidente. If you have problem with itchy ears. Mâncărime la urechi. Itchy ears are often the sign of an allergy. Mâncărimea la urechi este adesea un semn al alergiei. Such as psoriasis, eczema. Psoriasis, eczema.
It's also a sign that a person needs more vitamin D. Sunt un semn că persoana respectivă are nevoie de mai multă vitamina D. You have pimples on your forehead. Coșuri pe frunte. Pimples on your forehead, this could indicate internal symptoms such as problems with the liver and stomach congestion. Coșurile de pe frunte ar putea indica probleme interne, cum ca de exemplu congestia ficatului sau a stomacului. A lot of young people have this. Foarte mulți tineri au coșuri pe frunte. Because they don't drink enough water. Pentru că nu consumă suficientă apă. They don't eat enough green leafy foods. Nu consumă suficiente legume sau alimente cu frunze verzi. They eat too much processed food. Și consumă prea multe alimente procesate. If you have dark circles under your eyes. Dacă ai cercuri negre sub ochi sau cearcăne. And you can see these get dark under the eyes, especially when you wake up in the morning. Aceste cearcăne pot fi observate în special dimineața. Dark circles that persist despite regular, restful, and sufficient sleep may be a result of food intolerance. Cearcănele care persistă în ciuda faptului că dormi suficient, te odihnești bine și ai un somn regulat, pot fi rezultatul unei intoleranțe alimentare. If you have this problem, you need to stop eating dairy and wheat products. Dacă aveți această problemă, trebuie să nu mai consumați lactate și grâu ce conține gluten. Dark circles on the eye. Tot cearcănele. This indicate un cerc negru în ochi, pe ochi, pe pupilă. This indicate a possible deficiency of iron in the blood. Acestea pot indica o posibilă deficiență de fier în sânge. White spots on the eyes. Pete albe pe ochi, pe pleoapă. Have you ever seen people have those white spots around the eyes? Ați văzut vreodată persoane care să aibă pete albe pe pleoapă? A series of white spots near an outer rim can indicate a chronic congestion of the lymphatic system. Dacă sunt mai multe pete albe în apropierea pleoapei ochiului, acest lucru poate indica o congestie cronică a sistemului limfatic. And if you know someone like that, dacă cunoașteți pe cineva cu astfel de problemă, instruct them to stop eating and drinking dairy, cow's milk and dairy products. Sfătuiți-i să nu mai consume produse lactate și lapte de vacă. Red spots, red bloodshot eyes. Ochi roșii sau cu vinișoare de sânge. Red and bloodshot eyes can be alarming, but it is commonly a sign of conjunctivitis, a minor eye infection. Petele roșii pe ochi sau când se sparge o venă de sânge în ochi pot fi un semn alarmant, dar în mod obișnuit sunt un semn că există o conjunctivită sau o infecție mai mică la ochi. Acne on the jawline. Acne pe linia maxilarului. Acne here may mandibulei. Acne here may result from eating lots of dairy, sugar, and refined food, such as burgers, chips, and drinking soda pops. Acnea în această zonă poate apărea ca rezultat al consumului multor produse lactate, zahărului și a alimentelor rafinate, cum ar fi burger, chipsuri și băuturi carbogazoase. So the next time you see your children with all this acne, data viitoare când îi vedeți pe copii sau adolescenți că au această acne, you probably have not been feeding them healthy. Probabil că voi nu i-ați hrănit sănătos. Sores around the mouth.
Răni în jurul gurii. Typically when people have a sore in a corner of their mouth, it may indicate a deficiency in B vitamin. De obicei, dacă o persoană are o rană sau o inflamație în jurul gurii, aceasta poate indica o deficiență de vitamina B. And they may need to eat more whole grains and eat more green leafy food. Ar fi indicat să consume mai multe cereale integrale și legume cu frunze verzi. Pronounce frown lines. O linie mai pronunțată between the eyes showed that liver is under stress. Între ochi arată că ficatul este solicitat, prea solicitat. So in other words, when you see somebody and they, you know, squinting like that. Când vedeți pe cineva și se își încruntă, încruntă fața, înseamnă că sunt stresați sau sub presiune. And their body gonna reflect that. Și organismul reflectă acest lucru. Dark skin, inflammation on the chin. Piele uscată sau inflamarea obrazului, bărbiei. These are sure signs that there is a problem with the digestive system and bowel. Acestea sunt semne sigure că există o problemă cu sistemul digestiv și la intestine. Small bumps under the skin. You may be using too strong a product on your skin. Coșurile care apar sub piele, poate folosești produse prea puternice pe care le aplici pe față. A lot of times you use a lot of skin creams that are too strong and it infects your lymph system right under your skin. De multe ori folosim o cremă prea puternică pe care o punem pe față și afectează sistemul limfatic de sub piele. Dry lips. Buze uscate. So internal dehydration and vitamin B deficiency. Arată o posibilă deshidratare internă și o deficiență de vitamina B. Or it may be low in iron. Sau poate fi un nivel scăzut al fierului. Puffy skin. Piele așa mai pufoasă, mai. The skin may be. Mai umflată. The skin may be trying to protect itself against all the real chemical and hard beauty products that you're putting on the skin. Poate pielea se încearcă să se protejeze pe ea singură de toate produsele puternice pe care le aplici pe față, creme și altele. This is Graves' disease, hypothyroid. Aceasta este boala Graves. Graves, hipotiroidită. And it is, what do you see when you look at this lady? What stands out to you? Sau îi mai spune și gușă. Când vă uitați la această femeie, ce sare în evidență? You notice her eyes. Observați ochii. You notice her neck. Gâtul. And so her whole glandular system is involved. Sistemul glandelor este, totul este implicat, toate glandele. And what do you see with this lady? Ce vedeți la această doamnă? This is a severe case of goiters and lumps in her neck. Acesta este caz grav de gușă și noduli la gât. So what is the reason? What causes a person's neck to develop these big goiters? Care este motivul? Ce anume determină apariția acestei gușe mari? And lumps in the neck. Sau a nodulilor la gât. Once again, the body is trying to communicate. Din nou, corpul încearcă să comunice ceva. The thyroid gland is about the size of a small nut, chestnut. It's about the size of a small chestnut. Glanda tiroidă este cam de mărimea unei alune. But they can get really large. Castane, dar se poate mări foarte mult. What happens is your body needs iodine. Organismul are nevoie de iod. To have an effective metabolism.
pentru a avea un metabolism eficient. If you're not getting iodine, dacă nu ai suficient iod, enough for the body, suficient pentru organism, your body will cause your thyroid gland to swell. Organismul va face ca glanda tiroidă să se umfle. I would develop lumps. Și astfel apar noduli. Hoping that by expanding itself, în speranța că mărindu-se, you will give it more iodine. Îi vei da mai mult iod. But instead of you giving the body more iodine, dar în schimb, dacă îi dai mai mult iod organismului, you continue to eat a diet very deficient in iodine. În schimb, în loc să îi dai organismului mai mult iod, tu continui să ai aceeași alimentație săracă în iod. And then there are some cases where they get the iodine. Sunt unele cazuri în care iau iod, but they cannot convert the iodine. Dar organismul nu mai poate transforma sau converti iodul to thyroxine. În tiroxină. Iodine can be very toxic if it's not converted to thyroxine. Iodul poate fi foarte toxic dacă nu este convertit sau transformat în tiroxină. So if you're going to take iodine, dacă luați iod, you also must take tyrosine. Trebuie să luați și tiroxină. Tyrosine is a B vitamin that helps metabolize iodine to thyroxine. Tiroxina este o vitamină B care ajută la metabolizarea iodului transformându-l în tiroxină. Take a look at this man. Să privim puțin la acest bărbat. This man have bags up on his eyes. Are pungi sub ochi. And a lot of us when we wake up in the morning we have bags on our eyes. Mulți dintre noi când ne trezim dimineața avem și noi pungi sub ochi. You have diuretic and anti-diuretic hormone. Cu toți avem hormon diuretici și antidiuretici. Your diuretic hormones allows you to get up and go to the bathroom and urinate. Hormonii diuretici ne ajută să mergem la toaletă și să urinăm. Your antidiuretic hormones allow us to sit in here without running to the toilet. Hormonii antidiuretici ne ajută să putem sta acum pe scaun fără să trebuiască să alergăm la toaletă. At night when you sleep in your antidiuretic hormones can keep you sleeping through the night without rushing to the toilet. În timpul nopții când dormi, acești hormoni antidiuretici te pot ajuta să te odihnești pe toată durata nopții fără a trebui să mergi la toaletă. But the holding of that fluid all night. Dar reținând acel lichid toată noaptea can give us a slight edema. Poate cauza un edem mai ușor. But when you get up and start walking and drinking water, go to the toilet, the puffiness go away. Dar când te ridici din pat, începi să umbli, bei și apă, aceste mici umflături de sub ochi dispar. Now I'm gonna go through this one and then we're gonna stop. Mai vorbim despre acest caz după care ne oprim. But I really would like to finish this program because it really get intense as we go. Maybe some other time I'll come back and pick back up on it. Dar chiar aș vrea să terminăm această prezentare când vom mai avea ocazia, pentru că sunt tot mai interesante simptomele. I tell you what, I'll stop right here then, and that way I have more time to explain. This is an important point. I want a little more time to explain Down syndrome. De fapt, ne vom opri aici pentru că despre sindromul Down aș vrea să vorbesc mai mult și aș vrea să am suficient timp pentru a explica mai pe larg.